Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 139, de unde citim cu ajutorul Domnului primele patru versete. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am să abordez, în funcție de timp, trei întrebări pe care tinerii le-au pus la camp astă iarnă. Ei au pus 300 de întrebări, eu am răspuns la câteva acolo și altele le-am lăsat și am considerat că unele trebuie abordate chiar în biserică, crezând că ne fac bine. Așa că în seara aceasta o să vorbim puțin despre diavolul, despre voia lui Dumnezeu și despre calvinism. Psalmul 139, primele patru versete. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Căutăm cu ajutorul Domnului răspuns la trei întrebări. Una din întrebările pe care tinerii au pus-o a fost despre diavolul, respectiv, poate diavolul să citească gândurile? Poate diavolul să citească ce este în mintea noastră? Can the devil read our minds? Does he know what's here? Without saying anything. Și legată de aceasta, a doua întrebare, poate să planteze, să așeze diavolul gânduri în mintea noastră? Sunt două întrebări separate, dar sunt conectate împreună. Deci știe diavolul ce gândim noi și poate el să așeze gânduri în mintea noastră. Primul răspuns este: diavolul nu cunoaște gândurile noastre. Diavolul nu știe ce este în mintea noastră. Acestea sunt ascunse de cel rău. Nu are putere, nu ne arată Biblia, nu este suficient suport să acceptăm ideea că diavolul cunoaște ce este în mintea noastră. În schimb, diavolul poate să pună gânduri în inima omului. Orice gând rău vine de la cel rău, orice gând rău. Orice păcat, orice minciună, minciuna se naște în minte. Cine-i părintele, tatăl minciunii? Diavolul. Deci diavolul are acces ca să pună gânduri în mintea noastră. De fapt, chiar și Domnul Iisus rostește următoarele cuvinte în Ioan 13:2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Diavolul a pus în mintea lui gândul să-l vândă. Diavolul poate să pună tot felul de gânduri în mintea noastră și poate să ne aducă gânduri ca să ne tulbure. Bunoară, un ceva foarte simplu, ești la biserică, Dumnezeu vrea să-ți vorbească și diavolul tocmai atunci îți aduce aminte că ai uitat telefonul acasă. Nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta des, dar dacă afli, nu mai ai liniște, ești gata, ești topit. Cum se poate? Ești gata să te ridici, să te întorci acasă. Sau îți aduci aminte că ceva s-a stricat acasă, ceva nu-ți lucră, dar oricum nu-l poți rezolva de la biserică. Dai suficient ca să te frământe lucrul respectiv și să nu fii cu minte aici. Oricând diavolul are acces și poate să vină, de fapt, toate ispitele încep la nivelul minții și toate au sursă, aceeași sursă, diavolul.
În schimb, Dumnezeu cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște ce este în mintea și în inima omului. Nu numai că Dumnezeu pune gânduri categoric și Dumnezeu, așa cum diavolul pune gânduri în inima și în mintea omului, tot așa și Dumnezeu vine și pune gânduri în noi și ne cunoaște pe deplin. Exact cum am citit în versetul 2, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Adică Dumnezeu nici nu trebuie să fie aproape de noi ca să știe ce gândim noi. Nu trebuie să vină lângă noi. Dumnezeu de departe știe ce gândim noi. Despre Domnul Iisus, Luca, la capitolul 9, versetul 47, Iisus le-a cunoscut gândul inimii. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat pe copilaș și l-a pus lângă el. Despre Domnul Iisus, cuvântul spune că el n-avea trebuință să fie informat despre nimeni, că el îi cunoștea pe toți, îi cunoștea și pe dinăuntru și pe din afară. Și noi știm foarte bine că de el nu ne putem ascunde. 1 Ioan 3:20, cuvântul spune, în orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Dați-mi voie să spun că e un mare avantaj faptul că diavolul nu știe ce se petrece în mintea noastră, numai Dumnezeu știe ce se petrece în mintea noastră. De ce zic lucrul acesta? Domnul Iisus abordează un subiect al păcatului care n-a fost abordat niciodată înainte de el. Păcatul în minte, păcatul în inimă, păcatul adulterului care se săvârșește la nivelul minții. Vorbește Domnul Hristos despre lucrul acesta. Păcatul uciderii care se săvârșește la nivelul minții. Care e acela? Ura. Ura. Dumnezeu cunoaște toate păcatele noastre săvârșite la nivelul minții. Diavolul nu le știe. Și avem un avantaj. Avem un avantaj. Că putem merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu iartă. Și nu numai atât că Dumnezeu iartă. Păcatul săvârșit la nivelul minții, nu că nu e grav, dar nu e așa de grav ca și celălalt, că păcatul acela nu-i cunoscut de alții, nu face de rușine Evanghelia și Biserica și poate chiar să nu-l facă de rușine nici pe cel care l-a săvârșit, dacă omul acela se oprește și se îndreaptă și se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. E un avantaj faptul că numai Dumnezeu cunoaște mintea și inima noastră. Diavolul cunoaște tot ce zicem, de aceea trebuie să băgăm de seamă, să avem foarte mare grijă ce zicem, pentru că odată ce am zis ceva, aude și diavolul. Dumnezeu cunoaște înainte ca să-mi iasă cuvântul pe buze, da? Așa am citit, Dumnezeu o cunoaște. Dar în momentul în care am zis ceva, cunoaște și diavolul și aud și alții și toată împărăția întunericului. Și trebuie să avem grijă ce zicem, tot așa cum trebuie să avem grijă și ceea ce gândim. Dar la zis, la rostitul cuvântului, mare atenție, tot ce zicem, să zicem din credință și să rostim cuvinte care să-L proslăvească pe Dumnezeu. De aceea e important, prin vorbă, să nu vorbim de rău. Dacă gândești numai rău, nu e așa de grav ca și când vorbești. Că atunci când vorbești de rău, are diavolul substanță, are materie primă, are material cu care să strice și să distrugă. Dacă gândești rău de un slujitor al lui Dumnezeu, nu-i bine lucrul ăsta. Dar între tine și Dumnezeu și-o poți rezolva destul de ușor. Dar dacă începi să vorbești în familie, în casă și cu alți frați, asta aduce mult mai mare distrugere. Deci atenție, cuvintele noastre,
întotdeauna trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu și să fie cuvinte rostite din credință, nu din necredință, că aude și diavolul și să întorc cuvintele împotriva noastră. Deci, can the devil read our mind? The answer is no. Can the devil put thoughts in our mind? Yes. So we have to be very careful. Trebuie să avem grijă să putem să ne dăm seama, să realizăm, mă, de unde vine gândul ăsta? And in conclusion, if you are able to say where the thought is coming from, will that help you? The answer is yes, it will help you. Dacă știi că un gând vine de la Dumnezeu sau de la diavolul, te ajută să știi lucrul ăsta. Yes! Dacă știi că e de la Dumnezeu, te duci înainte, nu? Gândul acela îl lași ca să vorbească și gândul acela te duce la o împlinire, că e de la Dumnezeu. Dar dacă gândul e de la diavolul și știi că e de la diavolul, i-ai pus frână, l-ai oprit, i-ai tăiat calea și ai zis, până aici, te opresc aici, nu merg mai departe. Am pierdut puțin, că a venit gândul, dar nu sunt stăpân pe toate gândurile, dar te opresc aici și nu mergem mai departe. A doua întrebare. Bineînțeles că am putea petrece toată seara la subiectul ăsta, dar este suficient. A doua întrebare. Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Și au fost multe bilete cu întrebarea asta. Și cred că întrebarea asta ne frământă pe noi, pe toți. Fiecare dintre noi suntem preocupați de voia lui Dumnezeu vis-a-vis de viața noastră. Care e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Și acum permiteți-mi să spun că există două categorii în voia lui Dumnezeu. E voia generală a lui Dumnezeu și voia specifică pentru viața noastră, pentru viața mea. Este o voie a lui Dumnezeu care se aplică la toți. Și este o voie a lui Dumnezeu care se aplică ție. E specifică ție, familiei tale, cauzei tale, situației tale, copiilor tăi, vieții tale. E ceva specific care e doar pentru tine și tu trebuie să o știi. Care e voia lui Dumnezeu pentru mine însumi? Dar voia generală se aplică tuturora. În voia generală a lui Dumnezeu, iată ce spune Romani 12:2, Sfântul Apostol Pavel. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Expresia aici e sinonimă cu alegeri corespunzătoare voii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să-mi înnoiesc mintea, să mi se transforme mintea ca să pot alege corespunzător voii tale, în alegerile mele, să aleg ceea ce corespunde voii tale, plăcute și desăvârșite. Termenul a deosebi indică o alegere. Așa deosebești, prin alegere, îți dai seama, realizezi, asta e voia lui Dumnezeu și nu asta e voia lui Dumnezeu. În această voie generală se include mulțumirea, care se aplică tuturor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta e voia lui Dumnezeu. Pentru cine e voia lui Dumnezeu? Pentru cei care cântă la fanfară? Sau pentru cei care cântă la cor de fete? Sau pentru bărbați? Sau pentru femei? Sau pentru tineri? Sau pentru bătrâni? Cine trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Că asta e voia lui Dumnezeu cu privire la el. Cine? Toți! Toți!
asta se aplică la toți. Dacă te interesează să știi, Doamne, care e voia ta cu privire la mine? Voia lui Dumnezeu cu privire la tine, să-i mulțumești lui Dumnezeu, să trăiești o viață de mulțumire. Asta e voia lui Dumnezeu. De aici să încep cu o viață de mulțumire. Apoi, o viață de sfințenie. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta e voia lui Dumnezeu. Înainte de a descoperi care e voia lui Dumnezeu specifică pentru viața ta, trebuie să știi că voia lui Dumnezeu pentru viața ta este să trăiești o viață de mulțumire și să te sfințești, să fii pocăit, să fii serios, să fii credincios, să mergi la biserică, să folosești darul care ți l-a dat Dumnezeu, să te ții de cuvânt, să citești Biblia, să te rogi, să postești. Prima dată să ai o viață de mulțumire și apoi să trăiești pentru Dumnezeu ca un om care se teme de Domnul. Așa poate sarcastic, pare ciudat, hazliu, dar e foarte trist că mulți se interesează care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor, dar ei nici măcar nu se roagă, nu citesc Biblia, nu vin la biserică. Doamne, oare ce plan ai cu privire la viața mea? Dar nu-l vezi pe nicăieri, el habar n-are ce-i viața cu Dumnezeu, dar el e curios să vadă dacă Dumnezeu îl cheamă să fie proroc sau apostol. El vrea să fie absolvent la universitate, dar încă nici la grădiniță nu s-o înscris. Așa sunt unii. Îi interesează să știe cum îi să umbli pe aici, de el încă să târăște, nu umblă în picioare, dar el deja vrea să-și facă avion și să zboare cu el. Dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu specifică pentru viața ta, trebuie să știi că obligatoriu, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să duci o viață de mulțumire și o viață de sfințenie, adică o viață de om pocăit și credincios. Asta e voia lui Dumnezeu, începe de acolo. De acolo se începe voia lui Dumnezeu și viața de credință. Ei, vorbind despre viața, voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, Cornel Avram, vorbind despre voia lui Dumnezeu cu privire la tine, cum să zic, Lucia, aș vrea să folosesc niște nume, dar nu știu... Când n-aș folosi nume care sunt, Maria, care sunt cele mai populare, Eliana, Florica, George, John, Jonathan, voia lui Dumnezeu specifică pentru tine, pune-ți numele tău, Doamne, cu privire la mine. Care îi voia ta? Ei, voia aceea îi o taină. Voia aceea îi o taină și știți cum se descoperă voia aceea, când trăiești o viață de mulțumire și când trăiești o viață de sfințenie, apoi observi cum se dezvoltă, cum se descoperă, cum se arată voia lui Dumnezeu specifică cu privire la tine. Înainte ca să faci ce e obligatoriu pentru fiecare credincios, nu te gândi, ce-i special pentru mine. Ce-i special pentru tine vine după ce e general pentru toți și după ce toți ne facem datoria cu privire la obligațiile noastre față de Dumnezeu. Exemplu, viața lui Iosif. Viața lui Iosif. Dacă îl întreba cineva pe Iosif la 17 ani, Iosif, care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Păi Iosif probabil că ar fi zis, nu știu exact, știu doar că mi-a arătat Dumnezeu că într-o zi mama și tata și frații mei să pleacă înaintea mea. Dar nu înțeleg, nu știu cum se va ajunge acolo. N-avea de unde. Cine putea să gândească cum se va desfășura voia lui Dumnezeu cu privire la Iosif? Și ca să se împlinească voia lui Dumnezeu cu privire la Iosif, la viața lui, prin câte a trebuit să treacă Iosif?
prin câte a trebuit să treacă. Mă, te vinde frații tăi. Frații tăi? Te dă la moarte? Te vinde rob ca să nu mai audă niciodată de tine, să nu mai știe niciodată de tine? Și apoi ajungi rob și Dumnezeu îți poartă de grijă și îți faci datoria și ajungi a head of a household, în casa unui om bogat și înstărit, cu mare influență la faraon. Și acolo e serios și tot băiat serios și bun și de treabă și credincios. Și acolo vine diavolul și prin înșelăciune, fugind de păcat, tu ajungi să plătești pentru păcatul care nu l-ai făcut. Tu ajungi să plătești pentru păcatul care nu l-ai săvârșit. Și în final, Iosif trage concluzia că asta a fost voia lui Dumnezeu. Când le spune fraților lui, voi v-ați gândit să-mi faceți rău când m-ați vândut. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Și planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Aia a fost la final. Dar dinainte, Iosif n-a știut ce l-așteaptă în viață. Iosif n-a știut prin ce trebuie să treacă. De ce suntem noi așa de curioși să știm dinainte prin ce trebuie să trecem? Cei mai mulți oameni ai lui Dumnezeu n-au știut. N-au știut. La Pavel i s-a spus numai că trebuie să sufere pentru Evanghelie, dar cum și când? N-a știut exact. Planul lui Dumnezeu specific cu privire la viața ta se desfășoară capitol cu capitol. Dar știți cum suntem noi? Punem mâna pe carte și vrem să citim ultimul capitol. Acum nu o să mai face treaba asta. Care sunteți așa de vârsta mea și mai în vârstă un pic, sau un pic mai tineri? Țineți minte când erau cărțile alea faine, romanele acelea din copilărie. Puneai mâna pe carte, citeai la început. Dar cum se termină asta? Cum se termină? Păi mă duc la ultimul capitol. În ultimul capitol știu cum se termină. Da, după aia, dacă mă duc la ultimul capitol, cartea nu mai e interesantă. Nu mai e interesantă. Nu mai e frumoasă. Nu mă mai interesează. Nici nu știu dacă mai citesc. Dacă citesc ultimul capitol și nu-mi place cum se gata, forget about the book. I don't read the book anymore. I don't know. How many young people do you read books? Real books. Please raise your hand. Books. Not on the iPad, not on the phone. Not. Have actual book in your hand and you read it. The young people. Or some of the older ones that were 10 years ago were kids. Please raise your hand. All right. 5 of you. 50 of you. 100 of you. 200 of you. God bless you. You get an interesting book in your hand and you want to go to the last chapter because it starts very juicy, very interesting, but you don't have the patience to read through the book. You want to go to the last chapter to see how it ends, right? Because then, hey, I know it. But if you do that, you don't read the book anymore. Do you know that that's exactly what we want to do with our life? We want to ask God, God, what is your plan for my life? I want to know. You already want to know the end chapter. It's just curiosity. Let me tell you, life is not fun that way. God doesn't want you to know the last chapter. Wait for the book to develop. Așteaptă ca viața să meargă capitol cu capitol. Asta e voia lui Dumnezeu. Și dacă tu trăiești o viață de mulțumire și dacă trăiești o viață de sfințenie, o să vezi pas cu pas cum planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Dacă Dumnezeu a pus un dar în tine, Dumnezeu va găsi oportunitățile, posibilitățile ca să slujești cu darul respectiv. Dacă Dumnezeu ți-a dat ceva specific, are un plan special cu privire la viața ta, Dumnezeu va deschide ușile respective
și nu te aștepta numai la bine. Că uneori, ca să mergi la capitolul 3, ca să ajungi la capitolul 3, vei găsi că la capitolul 2 te vând frații. Așa s-a opățit Iosif. Te trezești că ajungi în cuptorul cu foc. Te trezești că ajungi în groapa cu lei. Doamne, dar de ce m-ai lăsat? Nu, nu, ăsta-i. Îi planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te treacă pe acolo. Asta e școala vieții. Noi toți am vrea să ne descopere Dumnezeu în vis, să ne descopere Dumnezeu cu în prorocie cât de frumoasă va fi viața noastră și ce frumos se va termina. Cum o să fim doctor și inginer și o să fim căsătoriți cu doi băieți și cu două fete sau un băiat și o fată și ei la rândul lor o să fie doctor și inginer și lawyer și că o să fim milionari și că o să conducem cele mai frumoase mașini și că ce frumos o să fie dacă Dumnezeu ți-ar descoperi exact ce o să vină și ce o să întâmple, te dezumfli. Dintr-o dată începi să sughiți, să mergi în covă, Doamne, dar eu am crezut că viața nu e așa cum o citești în cărți. Nu e așa cum ai vrea să fie, dar vreau să-ți spun că dacă trăiești pentru Dumnezeu, viața e frumoasă. Și nu fi prea preocupat cu privire la planul specific al lui Dumnezeu, cu privire la viața ta într-un an de zile, în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani. Nu fi prea preocupat. Slujește-i lui Dumnezeu astăzi și o să vezi cum planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Pentru Iosif fiecare alegere a lui a fost bună. El a hotărât pentru Dumnezeu de fiecare dată, chiar dacă a venit răul. Și planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Dar nu numai cu privire la el, la toți oamenii lui Dumnezeu. Vedem cum planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Apoi, a treia întrebare care a venit din mai multe părți. Ce credeți despre calvinism? Ce credeți despre calvinism? Calvin a fost un reformator, un om al lui Dumnezeu, un teolog, un predicator și un învățător chemat de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. N-am nimic împotriva lui Calvin. Calvin a luat o învățătură care un pic, puțin așa, a dus-o înspre extremă. Vis-a-vis de predestinație și de mântuire. Urmașii lui Calvin au venit și au luat cuvintele lui Calvin și le-au dus la o mai mare extremă. Și ce vedem noi acum în lumea actuală și în bisericile, multe biserici creștine, este o extremă a învățăturii lui Calvin. Nici Calvin nu cred că ar fi de acord cu cei mai mulți predicatori care zic că-s calviniști. Sunt oameni care au deformat puțin învățătura lui. Învățătura de bază fiind că dacă ești odată mântuit, nu mai poți să-ți pierzi mântuirea și odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Mântuirea ți este asigurată, odată ce ai primit-o, nu mai poți să o pierzi. Și că Dumnezeu a stabilit lucrul acesta și că nimeni nu-l poate schimba, că Dumnezeu este stăpân peste toate și în parte are dreptate. Dar, repet, teologii actuali și predicatorii actuali au dus la extrem această învățătură, așa încât sunt o mulțime de credincioși, că acum nici nu mă mai leg de predicatori, sunt o mulțime de credincioși care spun că sunt calviniști și nu trăiesc pocăința de nicio culoare, de niciun fel. Pentru că ei au crezut, au fost mântuiți și pe ei nu-i mai interesează nimic. Hristos a plătit prețul, numele lor e scris în ceruri, ei sunt mântuiți și nu mai trebuie să facă absolut nimic. Nu mai trebuie nici să meargă la biserică, nici să se roage, nici să dea zecială, nici să trăiască pentru Dumnezeu, numai. Pentru că astea sunt fapte și omul nu este mântuit prin fapte, omul este mântuit prin credință. Și doar credința te pune în împărăția lui Dumnezeu și în rai. Și de aici s-a deviat că avem milioane de credincioși care fură, mint, fumează, beau, comit adulter,
se divorțează și se recăsătorește și iar mai încearcă o dată și iar mai încearcă a doua oară și a treia oară și poate a patra oară, până când iese bine și de fiecare dată zice că o greșit data trecută. Every time, dacă îl întreb pe unul din ăsta, bă, dar de ce ți-ai lăsat prima nevastă și te-ai căsătorit cu a doua? Nu, asta e bună, acum ai voia lui Dumnezeu, aia la alta am greșit. Zice, acolo am greșit, m-am rugat Dumnezeu să mă ierte și acum cu asta e bună. Și când scapă și de asta și împachetează lucrurile și merge la treabă, zice, măi, de două ori am greșit. Dar acum asta e acea bună. Și oamenii care n-au nimic a face cu o viață de părtășie cu Dumnezeu, care nu slujesc lui Dumnezeu, care nu trăiesc pentru Dumnezeu cu viața lor, dar profesează o credință intelectuală, o învățătură, o credință de pe buze care nu transformă, care nu mișcă, care nu înnoiește, care nu produce nașterea din nou și care nu dă putere omului să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și aici, pe drumul ăsta, undeva ne împotmolim. Și vreau să spun că dacă ești penticostal adevărat, un penticostal adevărat, nu poate să fie și calvinist în același timp, în forma extremă a calvinismului. Pentru că dacă acceptăm forma asta extremă, ne trezim că avem mai multe probleme decât soluții. Mai multe probleme creează decât le rezolvă. Prima problemă e rugăciunea. Dacă totul e predeterminat de Dumnezeu, înseamnă că eu mă rog degeaba. Repet, dacă totul este predeterminat, prehotărât de Dumnezeu dinainte, înseamnă că mă rog degeaba. Totuși, Biblia arată clar faptul că Dumnezeu răspunde la rugăciune și că rugăciunea oamenilor lui Dumnezeu are efect. Moise a mijlocit pentru popor și Dumnezeu l-a ascultat. Ilie s-a rugat să nu ploaie și n-a dat ploaie și Ilie s-a rugat să ploaie și a plouat. Dumnezeu l-a ascultat. Iisus Domnul spune ucenicilor, Luca 22 cu 46, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, că asta are un rezultat. Care-i rezultatul? De ce să vă rugați? Ca să nu cădeți în ispită. Domnul Iisus spune, da, Doamne, Tu știi dacă eu o să cad sau nu o să cad, că Tu le-ai hotărât pe toate. Și dacă Tu ai hotărât să cad, eu o să cad. Dacă Tu ai hotărât să nu cad, eu nu o să cad. Ce să-mi pierd vremea rugându-mă? De ce să mă rog dacă totul este hotărât de Dumnezeu? Pasaje ar fi multe, trec fulgerător peste ele. Ascultați, 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:25, fraților, rugați-vă pentru noi. 2 Tesaloniceni 3:1, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi. Evrei 13:18, rugați-vă pentru noi. Iacob 5:16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Păi, Doamne, dacă Tu ai hotărât să mă vindec, eu o să mă vindec. Dacă ai hotărât să nu mă vindec, nu mă vindec. Păi atunci pentru ce ne mai rugăm? N-are rost să ne rugăm. Observați că aici intră în conflict acest concept. Dacă Dumnezeu a stabilit dinainte toate lucrurile, noi suntem niște mici roboți care ne pierdem timpul pe aici. Și că ne rugăm sau nu ne rugăm, tot la fel se întâmplă și se desfășoară viața. Practica vieții și Scriptura ne arată că oamenii lui Dumnezeu se roagă și Dumnezeu ascultă. Da, vrem să ne rugăm în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, totuși, dacă eu mă rog ceva și-și cer ceva care Tu nu vrei să se facă, Doamne, cum e voia Ta? Accept voia Ta, dar eu totuși mă rog, pentru că noi nu avem acces întotdeauna la toainele lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu și nu știm exact ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Noi suntem chemați să ne rugăm și este clar
că lucrul se întâmplă atunci când oamenii se roagă. Dacă cineva zice, mă, așa s-a întâmplat. Mă, eu m-am rugat și uite lucrul ăsta, mă, așa s-a întâmplat. Te rogi iară, mă, s-a împlinit și asta. A, așa s-a întâmplat. Te rogi a treia oară, a cincea oară, a, așa s-a întâmplat. Oprește-te și nu te mai ruga și să vezi că nu se mai întâmplă. Să vezi că nu mai merge. Oamenii care se roagă, lucrează împreună cu Dumnezeu la desfășurarea planului lui Dumnezeu. Și e voia lui Dumnezeu. Apoi la decizii. La decizii ne împotmolim. Dacă luăm extrema asta de predeterminare a lui Dumnezeu și prehotărârea lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile. În decizii, dacă Dumnezeu stabilește și determină totul dinainte de a se întâmpla, înseamnă că alegerile noastre sunt irelevante. Înseamnă că tot ce alegem noi e egal cu zero. Zero cât roata carului, dar eu aș zice cât roata de la aia din spate, de la tractor, ca aia cea mai mare. Zero din ăla. Dacă oamenii care gândesc așa au dreptate, asta înseamnă că, indiferent de ce decid eu, Dumnezeu va face ce a stabilit El. Deci, nu contează ce fac eu, ci contează ce a decis Dumnezeu. Și lucrul acesta este fals. Pentru că noi, de-a lungul vieții, avem liberul arbitru. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă de la noi să luăm decizii. Și astăzi, pentru că ești aici în poziția în care ești, ești pentru că în trecut ai luat o decizie. De exemplu, în seara asta ești la biserică pentru că dimineață când ai plecat de la biserică ai zis, diseară mergem la biserică. Nu te-a ridicat nimeni pe brață, nu ne-a dus Dumnezeu din punct de vedere fizic la biserică, tot trebuie să decizi. Mă, dar trebuie să te și îmbraci. Unii cred că de-aia nu vin la biserică, se trebuie să mă îmbrac chiar. Că au ajuns acasă și s-au schimbat de haine, s-au făcut mai lejer, ce mă îmbrac iară, la mașină, iar nu mai știu ce haine să-mi iau. Și mai bine stau acasă, că la computer dau pe butoane, mai beau un ceai sau cafea, în papuși de casă, în pijamale, e așa de fain, biserică, biserică virtuală, biserică pe internet. E very nice, very relaxed. Ce să te chinui, mă, să mergi acolo? Ba, mai și vezi pe cineva de care nu-ți place. Ba, știu eu ce se mai întâmplă. E mult de lucru. Acum, seara, ești la biserică pentru că ai decis să vii aici. E o decizie pe care ai luat-o. N-a luat-o altcineva în locul tău. Mă gândesc că nu te-a dus nimeni forțat. Acum, hai să zic, poate for the little ones, mama și tata au zis copile repede. Oh, I want to go to sleep. No, you go to sleep după ce mergem de la biserică. No, you come to church tonight. Câtă vreme copilul mic trebuie să-l aduci de biserică. De mână, de urechi, de păr, cum trebuie să-l aduci la biserică? Câtă vreme e mic. Când e mare, va decide el. Și tu nu ești responsabil când el e mare, dar când e mic, tu ești responsabil ce îl înveți și ce hotărăști pentru el. Că tu trebuie ca și părinte să hotărăști în dreptul copilului. Și-l aduci la biserică. Unii nu-i aduc dimineața la biserică să nu-l trezească pe copil, auzi? E prințul și regina, cum? Oh, my queen, oh, little angel. Cum să-l trezesc să meargă la biserică pe copil? Măi, dar noi nu ne-am gândit la chestiile astea. Dar tare am îmbătrânit acum. Nici nu ne-am gândit la așa ceva. Cum adică, îl trezești, copilul e sus? Ah, plângi un pic, e ok, plângi un pic. Îi pui biberonul în gură, îi dai o sticlă de apă, whatever, îl păcălești cumva. Mergem la biserică, copilul de mic trebuie să știe că asta e slujba, e disciplina, că vine vremea când trebuie să meargă la școală. Unii ați avut probleme când ați trimis pe copil la școală prima dată, la grădiniță sau la în first grade. Nu vreau să meargă. Nu, eu nu merg, nu mă duc la școală, nu. No, no, I'm sorry, you have to go. You have to go. În viață nu faci numai ce vrei tu. Dar trebuie să ai decizii. Unii au ajuns doctori. Alții au ajuns avocați, alții au ajuns ingineri, alții au ajuns muncitori, alții au ajuns mecanici, alții au ajuns plumbers.
Dar asta pentru că în urmă cu câțiva ani ai decis lucrul ăsta. O trebuie să alegi la ce școală să mergi. Și o trebuie să te ții de școală în fiecare zi. Observați că Dumnezeu lucrează împreună cu deciziile noastre. Tu ești responsabil pentru ceea ce decizi. Nu o să poți să dai vina pe Dumnezeu. Unii nici nu vin la pocăință pentru că își pun întrebarea, auziți cum îi păcălește pe unii diavolul? Și unii care ne ascultă pe noi acum și poate-s departe. Unii s-ar putea să fie aici, dar unii sunt departe prin intermediul internetului. Ascult Evanghelia și zice așa. Păi dacă Dumnezeu a rânduit ca să fiu și eu mântuit, păi o să mă mântuiască Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul, Dumnezeu o să mă mântuiască. Dacă Dumnezeu a rânduit ca să ajung mântuit, o să mă mântuiască Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-a rânduit ca să ajung eu mântuit, n-are importanță ce fac, că oricum nemântuit ajung. Și domnule, a venit diavolul, i-a plantat minciunica asta în minte și omul așteaptă și își trăiește viața lui, își vede de păcatele lui, de ambițiile lui, de poftele lui, că el se gândește, mă, dacă Dumnezeu se va gândi cândva la mine să mă mântuiască, apoi eu să fiu și eu mântuit. Vreau să spun, omule bun, că Dumnezeu s-a gândit la tine cu 2000 de ani în urmă când a murit Hristos la Golgota. Dumnezeu s-a gândit la noi atunci. Acum trebuie să te gândești tu. Acum tu trebuie să decizi dacă vrei să-i slujești lui Dumnezeu. Tu trebuie să decizi dacă vrei să trăiești o viață sfântă. Tu trebuie să decizi dacă vrei să primești iertarea. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine va crede, tu trebuie să crezi. N-aștepta să creadă Dumnezeu. Ce vrei? Să creadă Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu să creadă pentru tine? Tu trebuie să crezi. Tu trebuie să te oprești, tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să te hotărăști pentru Dumnezeu. Și noi, fraților, Dumnezeu a luat deciziile vis-a-vis de mântuirea noastră. L-a trimis pe Hristos în lume, toți avem acces la El. Are Dumnezeu iertare pentru toți, este loc în cer pentru toți. E acum datoria noastră care am auzit Evanghelia. Vrem să slujim lui Dumnezeu sau nu? Ce spunea Iosua? Că despre mine... Eu și casa mea, noi am hotărât că vom sluji Domnului. Dacă voi vreți să slujiți, e decizia voastră. Și Dumnezeu când a pus în față Biblia binele și blestemul, când Dumnezeu a pus binecuvântarea și blestemul, binele și răul, ce a zis Dumnezeu? Alegeți! Alegeți! Tu trebuie să alegi. Noi trebuie să alegem. Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru alegerile făcute. Acum nu trebuie să ne lăudăm cu alegerile noastre. Nu trebuie să ne lăudăm. Nici ăsta nu-i creditul nostru. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, ne-ai deschis inima, ai lucrat în mintea noastră și într-o zi am hotărât să Te slujim. Îți mulțumim că în fiecare zi ne dai putere. Asta nu-i ca să ne lăudăm noi și să ne asumăm noi credit pentru mântuirea noastră. Nu, dar trebuie să faci o decizie. Deciziile pe care le faci azi vor determina cum vei fi mâine. Deciziile care le hotărăști, care le iai cu privire la viața spirituală, cu privire la viața de familie, într-o zi ai decis să te însori. Ai nevasta pe care ți-ai luat-o. Nu te-a forțat Dumnezeu să o iai. Că-i mai bună, că-i mai rea, că-i mai pocăită, că-i mai firească. Așa cum ți-ai luat-o, așa o iai, roagă-te să fie ca un înger. Roagă-te și lucrează la asta. Soră dragă, fetiță dragă, tânără dragă care te-ai măritat, cum ți l-ai luat, așa l-ai. Că-i mai politicos, că-i mai bădăran, că-i mai nespălat, că-i mai curat, că-i mai aranjat, că-i mai intelectual, că-i mai șofer, cum o fi. Cum ți l-ai luat, ai hotărât, așa l-ai. Roagă-te să fii un sfânt. Roagă-te să fii un gentleman dacă nu-i. Roagă-te să fie mai tandru dacă e prea aspru. Roagă-te să fie mai înțelept dacă nu-l duce mintea. Roagă-te și Dumnezeu te va binecuvânta. Dar ai ales. Nu da vina pe Dumnezeu. Ai ales. Ai hotărât în dreptul tău. Ceea ce ești azi, ești rezultatul deciziilor care le-ai făcut cândva. N-ajungeam niciodată în America dacă nu treceam frontiera, frate Ghiță, așa-i?
Unde e George? E aici? Nu e aici. Trei suntem în biserică și cu sora mea, Ana, Anica. Pentru cei care n-a știut, Ana Căprar e sora mea. Sora mea mai mare și mai bună. Am trecut frontiera împreună. N-ajungeam în America dacă nu treceam frontiera. Dar căprarul cum natu-i de vină, că el a trecut frontiera primul. Și când a ajuns el cu fratele meu Vasile în Belgrad, i-a trimis scrisori. Scrise cu zeamă de ceapă, avis celor care nu știți cum să scrie în secret. Juice, onion juice. Zeamă de ceapă, așa au scris scrisori. Și ca să știm ce-o scris, vinea scrisoarea și cu fierul de călcat. Cu fierul de călcat treceam peste scrisoare și ardea și rămânea scris în maro. Zeama de ceapă, când îi arsă, se transformă în culoarea maro. Te uiți la scrisoare și nu-ți dai seama. Știți cum scria fratele meu scrisoare? Scria cu zeamă de ceapă toate secretele și tot ce trebuia să știm. Și lăsa să se usuce. Și când se usca, era albă, așa era scrisoarea, era albă. Și după aceea scria cu pixul. Și cu pixul scria bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Și când, dacă prindeau comuniștii scrisoarea, bla bla bla, bla, da, asta nu e nicio problemă, dă-i drum mai departe. Și când sosea scrisoarea la noi cu fierul de călcat, s-a aprindea, se transforma în maro toate literele. Ah, am sosit în Belgrad. Mă, e bine aici, e fain. Acum am venit seara acasă, așa de mult am vorbit că ne doare mâinile. Cunoaștem limba sârbă, am învățat 5 cuvinte, dar tot cu mâinile vorbim. Am găsit de lucru. Avem șanse să mergem în America. Poate vine cineva înainte ca să mergem. Și așa mai departe. Și am, ce ne-o scris? Vreau să știm ce-o scris cu ceapă, nu cu pixul. Că cu pixul o scris pentru comuniști, cu ceapă o scris pentru noi. Ăsta e un secret, cred că, a pușcăriașelor și a celor care au fost prin lagăr. Now, de ce zic lucrul ăsta? Cumnatul meu și fratele meu au decis să meargă în Belgrad. Dacă n-ajungeau ei, poate că n-ajungeam nici noi. Noi zicem că Dumnezeu le-a rânduit. Dumnezeu a fost cu noi, yes! Dar o trebuie să ne cumpărăm bilete, să mergem de la Baia Mare în Comloșul Mare, să ne luăm bilete round trip. Dacă ne oprește cineva, noi trebuie să ne întoarcem înapoi. Nu mai știu pe unde. Am avut așa un round trip. Dacă ne oprea poliția la frontieră, să putem să mințim și să spunem că ne întoarcem înapoi. Nu, noi nu venim aici la frontieră. Ne-am cumpărat bilete, ne-am luat bani cu noi. Nu ne-am luat nici foarfece, nici patent, nici clește, n-am fost pregătiți, am fost vai, vai, vai de noi, prostuți am fost chiar, nu am fost pregătiți deloc. Dar Dumnezeu a avut milă de noi. Dar am luat decizii, am luat decizii, am ajuns în America pentru că am trecut frontiera. Și unii dintre dumneavoastră ați ajuns în America pentru că v-ați cumpărat bilet de avion. Domnul Obama nu cumpăra bilet de avion la nimeni, nici domnul Trump, nici domnul Biden, că nici lor nu știu, domnul Biden, așa nici nu vorbim de treaba asta, că el nu știe dacă merge cu avionul sau cu mașina. Da, noi am ajuns aici, am ajuns aici, pentru că am luat niște hotărâri cândva. Hotărârile dumneavoastră contează. Contează, chiar cu zâmbetul pe buze. De ce sunteți la cor? Că veniți la repetiție. Dacă nu vii la repetiție, nu vii la cor. Dar pentru asta trebuie să decizi, trebuie să tai din alte lucruri. Deciziile noastre contează. Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră. Dar noi trebuie să decidem să acceptăm. Să acceptăm darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, să le acceptăm. Și eu trebuie să accept că timpul s-a dus și trebuie să spunem amin. Și de aceea vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a arătat valoarea rugăciunii. Poporul lui Dumnezeu care se roagă e cea mai puternică armată de pe pământ.
Și acolo unde Dumnezeu vrea să lucreze, trezește un popor la rugăciune. Acolo unde un popor se roagă, Dumnezeu face lucruri mari. Oriunde auziți că Dumnezeu face ceva deosebit, este pentru că cineva se roagă. Deci nu-ți accepta soarta așa, bă, ce o fi, o fi, dacă o să ajung în cer, o să ajung, dacă o să ajung în ea, Dumnezeu să aibă milă. Nu! Dumnezeu vrea să fii mântuit, Dumnezeu vrea să trăiești pentru El. Acum ai responsabilitatea ta, ce decizi tu în seara asta? Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului, ce zici tu? Care e alegerea ta? Care e hotărârea ta? Cum pleci de la casa lui Dumnezeu? Hotărât să faci mai mult sau mai puțin pentru Dumnezeu? Cum te duci acasă? Mai mult sau mai puțin? Vreau să aud. Mai mult, fraților. Mai mult, că Dumnezeu merită totul. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. La final, rog pe fratele Ștefan, care e un slujitor scump mutat recent între noi, de la Portland, va încheia cu rugăciune, după ce noi ne rugăm cu toții împreună.